Suntem țara în care se pierd 3 hectare de pădure pe oră, în urma defrișărilor ilegale, arătau cei de la Greenpeace anul trecut. Între 1990 și 2011 am pierdut aproximativ 80 de milioane de metri cubi de lemn, echivalentul la 5 miliarde de euro, potrivit unui raport al Curții de Conturi. În prezent, România deține o suprafață totală de peste 7 milioane de hectare de pădure, arată cei de la Inventarul Forestier Național. Asta înseamnă că gradul de împădurire al țării este de numai 29,55%, în timp ce media europeană este de 42%. Țările membre ale Uniunii Europene, cu cea mai mare suprafață de pădure și cel mai mare grad de împădurire, sunt la mare distanță de noi. Suedia are 28 de milioane de hectare de pădure, cu 64% acoperire, iar Finlanda, 22,2 milioane hectare, cu 66% acoperire din suprafața țării. De-abia în 2016 s-a înregistrat o scădere semnificativă a tăierilor ilegale la noi. S-a ajuns astfel de la 34.870 de cazuri la 9.444, aproape de 3 ori mai puține față de 2015. Printre cele mai afectate județe s-au numărat Mureșul cu 1.057 de cazuri, Brașov 664, Olt 650, Dolj 540 și Gorj cu 417 cazuri. Cantitativ, este vorba despre 140.964 de metri cubi de lemn dispărut din păduri. Asta a adus un prejudiciu de aproape 40 de milioane de lei statului. Ce face statul pentru regenerarea pădurilor? În 2010 a fost adoptat un program național de împădurire. România și-a propus atunci creșterea cu 442.000 de hectare a suprafețelor forestiere. Termenul limită este 2035. Însă, dacă ne aplecăm asupra datelor statistice, pare a fi o misiune imposibilă. La ritmul actual al împăduririlor, pe de-o parte, și al tăierilor, pe de cealaltă parte, am câștigat în fiecare an 6.379 de hectare. Asta înseamnă că ar mai fi nevoie de aproape 62 de ani pentru a ne îndeplini planul pe 25 de ani, arată specialiștii.